Ați venit în cadrul nostru la aniversarea de 3 ani a Asociației Ai Voință, Ai Putere. Mulțumesc că, în primul rând, copiilor că sunt aici, în al doilea rând, părinților că sunt alături de ei și totodată domnului primar care, din păcate, a ieșit, dar cu siguranță sper să se și reîntoarcă. DGASPC Călăraș, reprezentanții Olteniței, care sunt alături de noi, AJOV Călăraș, care avem atât ex cât și prezent reprezentanți alături de noi, televiziunea Radio Oltenița, care sunt alături de noi în orice moment, domnului profesor Mavrodin, din partea scriitorilor, și totodată nu pot să uit și să mulțumesc în primul rând lui Vali Stanciu, care suntem alături unii de ceilalți, dar în mod deosebit colegilor mei care merită aplauze și sunt alături de asta. Foarte bine cât de multă terapie fac și dânsi la rândul lor și câte activități educative fac cu acești copii care trebuie să meargă și respectând un plan stabilit de către psihologul dânșilor și totodată de către logopedi și asistenții sociale care sunt manageri de casă. Și dacă tot am ajuns la această instituție destul de mare privind protecția copilului și sunt alături de noi, aș ruga din 4 colegi care îi avem de acolo, șeful, toată lumea suflă, șeful, du-te! Normal, permanență, dar șeful se ridică, el trebuie să vorbească. Și îl invit alături de mine pe domnul Gianni, care, chiar dacă acțiunile noastre nu au fost de multe ori comune, dar indirecte toate au fost comune. Aș vrea să prezentați un pic situația de ce ați făcut și cum se vede noastră problemele care au probleme în familie și să nu se cea și să bună ziua și mulțumesc în primul rând că am fost invitat și am răspuns aceste invitații cu mare plăcere. Da, într-adevăr, noi ne cunoaștem, ați venit la noi să facem schimb de experiență. Chiar e o alternativă pentru instituțiile de stat. În primul rând, există o concurență. Și se mai vede, se mai vede și altceva, că dacă avem la o singură posibilitate, poate lupta, sau persoană, sau familie, lupta să-și aleagă și așa că, din punctul ăsta de vedere, oricum este foarte bine, este și alternativă. Da, în Oltenița, dacă nu știți, există un grup de servicii comunitare, care este format din 3 centre, un centru maternal, care sunt cazate familiile anevoloase, sunt cazate pe o perioadă de 6 luni, cu prelungire încă 6 luni, în care îi se oferă toate beneficiile. Mai avem un centru de recuperare de zi, în care copiii din comunitate pot veni la noi, beneficiază de anumite terapii, cum ar fi logopedie, terapie ocupațională, psihologie, kinetoterapie, tot așa se face un dosar pe bază unui dosar de cerere care se va amâna la Călăraș și aceia specialiștii noștri se vor ocupa de acești copii. Și în fine mai avem un centru rezidențial pentru copii cu dizabilități în care sunt cazați la noi. Misiunea noastră este să-i readucem în sânul familiei. Tot așa, beneficiază de toate facilitățile de educație, sănătate și tot de ce am nevoie. În rest, ce să vă mai spun, îi doresc domnului Marnață mult succes și o colaborare cât mai bună între noi.
Mulțumesc și eu și... din activitățile asociației. Inclusiv, dacă vă uitați aceste numere, treiul acesta mare, care într-adevăr astăzi ne reprezintă pe noi, sunt lucrate de către colegii mei. Și aici aș vrea să invit lângă mine omul din spatele tuturor acestor activități, care cu multă pasiune, cu mult suflet, este implicat în această acțiune și totodată, în același timp, datorită dânsei și puțin mai înainte am reușit să ne autorizăm și să ne licențiem, să ne acredităm la AJOFM, pentru că este singura instituție care autorizează și licențiază economia socială. Toate produsele pe care le vedeți la noi aici pe scenă, în momentul de față, au marca noastră. Sunt făcute de noi, noi avem voie să punem sigla asociației pe ele. Pentru că este creația noastră și avem drept de marcă. Și asta ne-am zbătut de ce? În ideea de a aduce tineri alături de noi să se angajeze pe economie socială, să le oferim un loc de muncă și totodată să învețe să facă ceva. Lucrul ăsta pe mine m-a încântat foarte mult și tocmai de aceea am acreditat și am licențiat acest domeniu de economie socială, adică persoanele defavorizate cu care se confruntă și deja se face și noi în același timp, să putem să-i luăm, să-i integrăm prin șomaș totodată și aici să putem să le creăm care este responsabil la toată acțiunea aceasta de tot ceea ce înseamnă produsele și economia socială și restul vă povestește dânsa. Vă spun eu, ca unul dintre ei să ajungă un mare dansator al României. Și-o invit alături de mine pe palestra. Da, nu știu ce să spun. M-a emoționat tot ceea ce a spus domnul Ionuț despre mine. Într-adevăr, iubesc foarte mult copiii și îmi doresc ca toți copiii să aibă un viitor mai bun. De aceea m-am alăturat acestei asociații. Am văzut în domnul Ionuț un om care poate ajuta și poate susține fără niciun beneficiu înapoi. Sufletește, cred că e păcat și mulțumesc mult că ne-a cooptat în această asociație. Nu cred că mai trebuie să spun nimic. Vă mulțumesc mult! Hai,
E cu partea de calculatoare, el are grijă de, din păcate, acum l-a mai însărcinat, pentru că vă povesteam și în timp vă povestesc cum am ajuns și la Giurgiu. La Giurgiu, unde a reprezentantul Giurgiului, chiar dacă e lângă noi și este asistentul social, dar el este din Giurgiu și săracă majoritatea timpului acolo, stă, Roxana. Și Alex, din păcate, l-a mai însărcinat cu încă 15 calculatoare care le-am câștigat anul acesta de la Ateliere Fără Frontiere, o altă fundație, ONG foarte mare, unde are angajați și voluntari numai persoane cu handicap. Mulțumim! Yeah.
ajungem. Gata. Puteți să-l distrugeți.